Preacurilor părinți, primii duhovnicești, iubiți credincioși. Între sărbătorile împărătești se numără și sărbătoarea de astăzi închinată Sfintei Treimi, ziua aleasă în care adorăm cu evlavie pe Dumnezeu, unul în ființă, întreit în persoane Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. De aceea este potrivit să vorbim acum, iubiți credincioși, despre taina Sfintei Treimi, învățătură de credință care stă la temelia mântuirii noastre. Dogma Sfintei Treimi este dogma sau adevărul fundamental al creștinismului pe care trebuie să-l cunoaștem, dar și să-l prețuim. După cum o mamă arată copiilor săi în tablou pe tatăl lor care e dus departe și ei nu-l pot vedea în alt chip, tot astfel biserica, mama noastră duhovnicească, ne arată și ne face cunoscut pe nemărginitul Dumnezeu, pe rugăciuni, prin icoane, prin simboluri. Ea ne duce, ne conduce mintea, inima pe calea credinței până la adevărata cunoaștere iubirii a lui Dumnezeu. Ne ajută să înțelegem adevărul despre Sfânta Treime care ne-a mântuit pe noi. Iubiți credincioși și credincioase, în Vechiul Testament ne vorbește despre un Dumnezeu în trei persoane, și a zis Dumnezeu să facem om după chipul, după asemănarea noastră. Haideți dar să ne pogorim și să amestecăm limbele lor. Prin aceste texte se face aluzie la o autoritate în Dumnezeu, la existența persoanelor Sfintei Treimi în ființa dumnezeiască. Dumnezeu cel în trei persoane apare la stejarul mamei. Avram vede trei bărbați, dar li se închină și se adresează ca și cum ar fi fost unul singur. Doamne, de-am aflat har înaintea Ta, nu ocoli pe robul Tău. Prorocul Isaia vede serafimii zborând în jurul tronului Dumnezeu cântând: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Sabaot, plin este tot pământul de slava Lui. În întreita repetare a cuvântului Sfânt, Sfinții Părinți văd indicată Sfânta Treime. Iar în singularul Domnul Sabaot ei văd unitatea ființii dumnezești. În Noul Testament, adevărul despre Sfânta Treime este arătat mai lămurit la bunăvestire. Îngerul spune pe Fecioare Maria că Duhul Sfânt se va pogori peste ea. Puterea Tatălui Celui Preaînalt o va umbri și Fiul lui Dumnezeu se va naște din ea. La botezul Domnului în Iordan s-a revelat cele trei persoane dumnezești, glasul Tatălui Ceresc grește, Fiul cel iubit este în apă și Duhul Sfânt se pogoară în chip de porumbel. În cuvântarea de rămas spun către Apostol, Domnul vorbește de Tatăl, de Fiul, de Duhul adevărului, care procede la Tatăl când îi trimite pe Sfinții Apostoli la propovăduire, Mântuitorul îi spune: Mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Sfântul Apostol Pavel, în binecuvântarea pe care o dă Corintenilor, spune: Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu, împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Sfântul Apostol Petru își începe prima sa epistolă printr-o urare trinitară către credincioșii aleși, după ce mai dinainte și
știința lui Dumnezeu Tatăl, prin simțire de către Duhul, spre ascultare și stropirea cu sângele Hristos. Sfântul Apostol Evanghelist Ioan zice, trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Sfântul Duh, și aceștia trei una sunt. Sfânta Tradiție completează și lămurește totodată cele scrise în Sfânta Scriptură cu privire la dogma Sfântei Treimi. Noi ne închinăm zicând în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, sau mărire Tatălui, Fiului, Sfântului Duh. Sfânta Liturghie începe cu binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și se termină că Tu ești Dumnezeul, că Tu, Dumnezeul, ești Sfințirea noastră, ție slavă nouță, Tatălui, Fiului, Sfântului Duh. Cântarea Sfintei Dumnezeule, imnul Sfânt, 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 Domnul Salvator. Sfânta Cruce, locașurile noastre de închinare, sfeșnic cu trei brațe, sunt dovada sau mărturia credinței noastre în Sfânta Treime. Despre dogma Treimii a vorbit foarte frumos Sfântul Grigore de Nazianz în biserica din Constantinopol, care, când a vrut să plece credincioși, a spus într-un glas, dacă pleci, iei Treimea cu tine. Crezul pe care noi îl rostim este o mărturisire de credință despre Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. A rosti cu credință înseamnă a intra în comuniune cu Sfânta Treime Dumnezeu, este unul în ființă întreit în pețe. Fiecare persoană are o însușire specială și care are o lucrare specială pentru viața și mântuirea lumii. Dumnezeu Tatăl există din veșnicie și este nenăscut, făcător al cerului, al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. El este reprezentat prin ochii triunghi sau ca bătrân, ca cel vechi în zile. Dumnezeu Fiul este născut din veșnicie, din Tatăl, precum se aprinde o lumină din alt. E întrupat în Sfânta Fecioară Maria pentru a izbăvi lumea de păcat, de moarte. Dumnezeu este reprezentant cu arhiereu, ca arhiereu, împărat, judecător sau în diferite ipostaze ale vieții sale pământești, de la Betleem, la Înălțarea, la Cer, Sfântul Duh. Este pus în Tatăl din veșnicie și revarsă valuri din dumnezeiescul har peste credincioși, simțindu-i, întărindu-i, îndumnezeindu-i, este reprezentat printr-un porumbel, așa cum s-a arătat la râul Iordanului. Iubiți credincioși, și Sfânta Treime depășește categoriile judecății noastre a omenești și puterea Lui de cuprindere în forme Lui de exprimare. Fiindcă cea mai adâncă dintre toate învățăturile bisericii noastre creștine. Este cazul să amintim aici de încercarea fericitului Augustin de a scris o carte despre Dumnezeu. Pe măsură ce scria, se vedea constrâns să șteargă ce a scris, pentru că nimic din ceea ce scria despre Dumnezeu nu corespundea cu ceea ce este Dumnezeu de fapt. În scrisul său se avânta spre cele dumnezeiești, dar îți dădea seama că nu poate ajunge să descrie ființa Dumnezeirii. Amărât de acest nesucces, insucces al scrisului său, s-a dus să se plimbe pe marginea unei mări. Acolo a văzut un copilaș care se juca în nisip. Purta apa din mare cu o scoică în gropița lui. Fericitul Augustin l-a întrebat, ce faci, copile? La care copilul a răspuns, nu vezi ce fac? Mut marea în grofița mea. Atunci a venit în fire fericitul Augustin și a zis, oare nu sunt și eu ca și acest copil? Vreau să cuprind Dumnezeirea cu scoica minții mele.
Iar ceea ce a scris despre Dumnezeu a devenit rugăciune și mărturisire. Pe cel nemărginit nu poate cuprinde mintea noastră mărginită. Este important să cunoaștem voia lui Dumnezeu și să o împlinim totodată. Aceasta ne aduce fericire temporală și veșnică. Această voință a lui Dumnezeu ne descoperă Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiție, Sfânta Trăime, este o taină neajunsă, necuprinsă a Dumnezeirii. Dumnezeu unul în ființă și întrăit în persoane, în Uniunea, în Trăime, Trăime, în Unim. Cum poate fi unul egal cu trei? La Sinodul I Ecumenic de la Nicea 325, Sfântul Spiridon, episcopul Trimitunge, voind să arate în chip simbolic icoana Sfântei Trime, a luat o cărămidă și a spus, să avem aici o singură cărămidă, care e compusă de nisip, foc și apă. Dar până la urmă este numai o cărămidă. Fericitul Augustin ne indică alt exemplu anume. Unul este izvorul din care pornește apa, altul fluviul și altceva mare. Sunt trei împățișeri ale aceleași substanțe, care este apa în toate trei. O altă asemănare ne oferă soarele, care strălucește pe cer, care poate fi văzut în adâncul apei și într-o oglindă. Sunt trei împățișeri, dar nu sunt trei sori. În însăși viața noastră sufletească, întâlnim icoana Sfintei Trăimi, căci fiecare avem un suflet care se manifestă trăimic, în rațiune, sentiment, voință, fără să putem spune că avem trei suflete. În sfârșit să privim la un sfeșnic cu trei lumânări, care se deosebesc una de alta, deși se unesc unele cu altele, răspândesc o singură lumină, nediferențiată, dând o singură strălucire neîmpățită. Tot așa mărturisim trei persoane ale Sfintei Trăimi, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, care, deși se deosebesc, formează o singură strălucire a Dumnezeirii, care una și nedespărțită după ființă. Aceste asemănări ne ajută oarecum să înțelegem pe Dumnezeu Trăime, însă taina Sfintei Trăimi poate fi cunoscută numai prin credință. Credința în Sfânta Trăime și învățătura despre Sfânta Trăime o mare și binefăcătoare însemnătate pentru viața noastră de credincioși. În primul rând, credința în Sfânta Trăime ne arată că Dumnezeu n-a părăsit lumea după ce a creat-o și nici n-a lăsat-o în voia întâmplării, la voia întâmplării. Dumnezeu Tatăl a creat lumea, Dumnezeu Fiul a restaurat, iar Dumnezeu Duhul Sfânt o conduce spre desăvârșire, încât creația devine o împărăție a Harului Dumnezeu, lumea e plină de Trăime. În al doilea rând, învățătura despre Sfânta Trăime ne ajută să înțelegem că Dumnezeu nu este un anonim, cum au zis unii, și nu este una cu natura, sau cu o piatră, cu un arbore, sau cu o stea, cum spun alții. Dumnezeu nostru e persoana atotputernică, atotbună, care mă ocrotește. Când mă adresez Lui în rugăciune, am certitudinea că El e Tatăl nostru din cer, care ia aminte la cererea mea, înțelege durerea mea și primește rugăciunea mea și mă ajută la tot pasul. Iubiți credincioși și credincioase, noi care credem în Sfânta Trăime și am fost botezați în numele Preasfintei Trăimi și ne înclinăm zilnic Sfintei Trăimi, avem datoria să-L mărturisim pe Tatăl, pe Fiul, pe Sfântul Duh cu curaj, cu evlavie, în toată vremea, locul, mustrând pe aceia care nu cred în Sfânta Trăime. Dacă Dumnezeu nostru e iubire, Sfânta Trăime este structura supremei iubirii, să rugăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Fiul Sfânt, Sfântul Duh,
să ne inunde cu dragostea sa, ca să fie pace, armonie în suflete, în familia noastră, în țara noastră și întreagă lume. Atunci viața oamenilor ar fi un prazin nesfârșit, că zice Sfântul Ioan Gură de Aur, unde dragostea se bucură, acolo este sărbătoare. Datoria noastră este să frecventăm biserica, Sfânta Dumnezească Liturghie în sărbători și duminici, în care e concentrată la maximum sfințenia, iubirea Sfintei Trimii, care ne eliberează de patim, neputință, oferindu-ne iertare, putere, bucurie, belșug de darul duhovnicești. Haideți să-L adorăm pe Dumnezeu cel Viu, închinat în Sfânta Trăime, și să mărturisim cu speranță, nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperimându-mi este Duhul Sfânt, Trăime Sfântă, slavă ție! Lăudându-L pe Cel ce cunoaște suferința noastră, ascultă suspinile noastre a tuturor, împlinește dorințele noastre să-L zicem slavă ție, Soarele întreit, slavă să lucine celei unice, slavă celui ce a răsărit lumina lumii. Prea Sfântă Trăime, Dumnezeu nostru, slavă ție în vecii vecilor. Amin! Amin.